Capela cu hramul Sfântul Pantelimon din cadrul Spitalului Județean Giurgiu a fost la liturghia săvârșită în ultima duminică de dinaintea Crăciunului arhiplină. După încheierea ceremonialului depunerii de coroane în memoria eroilor Revoluției, mulți dintre participanții la evenimentul solemn au întărit rândurile celor prezenți deja la slujbă. Printre aceștia, personalități locale și județene, dar și parlamentari giurgiuveni. Cei mai mici dintre participanți la liturghie au primit daruri de la Moș Crăciun după un concert de colinde pregătit atent de preotul paroh. Dezinvolți, copiii au cântat, i-au recitat poezii moșului și au mulțumit membrilor Rotarat. Fără aportul lor, moșului ar fi fost imposibil să dăruie copiilor sucuri și dulciuri de Crăciun.